iese, uitați-l aici, Șerban Popă, lupul la oi. Cel care a fost vicepreședintele ANAF, cel care în loc ca să aducă bani la bugetul statului, a cerut mită și i-a băgat în buzunar. Uitați aici, Șerban Pop, vicepreședintele ANAF, cel care cerea șpăgi între, să vă zic, 1,5 milioane de euro și 2 milioane de euro. Ia uitați-l aici, lupul paznic la oi. Cum e, domnul Pop, Șerban, că ați fost condamnat 13 ani pentru mită? A? Șpăgar, borfaș, păi numai borfași avem în toate instituțiile statului. A? Zi-mă, șpăgarule, ai cerut șpagă, nu? În loc ca să aduci bani la bugetul statului, tu îi băgai în buzunar, mă, șpăgarule. Deci, acesta a fost Pop Șerban, vicepreședintele ANAF, cel care trebuia ca să confiște de la borfașii condamnați, în care instanța a decis confiscarea prejudiciului. Acesta ce făcea? Se ducea la ei prin interpus și le cerea comisioane între 1,5 milioane de euro și 2 pentru a nu le confisca. Vă dați seama, acest borfaș, Pop Șerban, fost vicepreședinte ANAF și mai ales șef de cabinet consilier a unui ministru al finanțelor PSD. Ăsta a fost condamnat pe fond la, ce credeți, cea mai mare condamnare dată pentru luare de mită. 13 ani. Și mai ales acest Pop Șerban este apărat de către, trebuie ca să o spunem, ziarul Lujul, care îl apără și ca și ăsta, în avocatul lui, a depus plângere împotriva judecătorului că cum a avut nesimțirea, năsubuința ca să îl condamne la 13 ani cu executare. Ăsta, prin Lujul, a depus plângere contra judecătorului Ghiță. S-a dat termen pentru 21.02, când o să fie și el audiat și după aceea cred că va rămâne în pronunțare. O zi superbă la toată lumea!